pentru... Deci proiectul mare știm care a fost, omogenizarea confesională. Au lucrat zeci de oameni la lucrul acesta. Dar nu avem un proiect... M-am gândit din două puncte de vedere și mulțumesc mult pentru răspuns. Primul a fost din cauza că, așa cum ați arătat de câteva ori, unele din tendințele administrative și politice românești, din vreodată interpelii, că s-au continuat și au folosit aceeași viziune mai târziu și era interesant în cazul în care au existat documente, dacă au fost folosite sau perspective. Iar alta mă ducea la o comparație între între această încercare de, să zic, preluarea regiunilor din Basarabia și Bucovina și cea de colonizare și preluarea Dobrogei, care, deci în ambele situații, aparatul administrativ românesc a avut câte o politică. Un istoric contemporan numea că colonizarea Dobrogei a fost o politică de succes, adică mulți români au ajuns acolo. Mă întreba de ce n-au reușit, sau credeți că s-a reușit la fel de bine și ce crește la Sarajevo? În 1943, am vorbit de politica etnică. În 1943, guvernul român a votat, deci a adoptat într-o ședință din septembrie 1943 un proiect care se numea Proiectul Schimbului de Populație Română-Ruso-Ucraineană. Deci, se gândea că sfârșitul războiului nu se știa că se termină așa repede. Se gândea că va mai dura. În septembrie 43, frontul arăta încă bine. În noiembrie 43, frontul a fost rupt și în câteva luni și au ajuns la Mistru. Deci, trebuie să grăbim românizarea completă a Basarabiei și Bucovinei. Cum? Mutându-i pe cei 900.000 de ruși de ucraineni din Basarabia și Bucovina în Transnistria și restul Ucrainei, și aducând din Transnistria și restul URSS pe etnicii români, care erau între 400.000 și vreo 800.000, nu se știa exact numărul, pentru că românii au făcut un recensământ și în Transnistria și în teritoriul ocupat de germani, dar nu a fost complet recensământul. Deci ideea a fost și proiectul a fost adoptat de guvern, s-au făcut pregătirile logistice generale, se știa câte trenuri merg, cum vin și așa mai departe, dar din cauza frontului s-a stupat. Dobrogea a fost un succes în sensul proiectului etnic pe care l-a avut statul român cu Dobrogea, chiar mai de mult din 1878, când România a obținut Dobrogea de Nord, Dobrogea de Nord era locuită majoritar de turco-tătari. Erau pe locul 2 sau 3. A fost o politică foarte, deci, pusă pe hârtie, cunoscută de toată lumea și acceptată de toate cancelarele străine, ceea ce acum n-ar mai fi acceptat ca fiind împotriva drepturilor omului, a dreptului internațional și așa mai departe, politică prin care statul a încurajat pe neromâni să părăsească Dobrogea, i-a forțat, de fapt, i-a alungat pe mulți dintre ei și a adus țăranul român din regatul României sau din Ardeal să colonizeze Dobrogea. Da. Era o întrebare pentru că românii au venit în Dobrogea din Ardeal și au participat. Deci, în sensul ăsta a fost o politică de succes. Astăzi n-am numit-o succes, pentru care dar ceea ce a făcut statul român, au făcut toate statele din politici de uniformizare și etnică și confesională. E adevărat că sunt țări unde libertatea pe care o avem noi și ne bucurăm de ea, de a spune ce gândim și a face proiecte și așa mai departe. Deci la noi există mulți colegi de-a noștri de prin alte căsuri, nu au așa ceva. Când e vorba de ei, cred că este un interes al lor, îi vedem crispați, așa? Deci ei gândesc ceea ce este corect politic să gândească. Noi suntem mai liberi. Mulțumesc. Mă alătur colegilor, profesor și studenților, nu știu să vă mulțumim pentru ați ales să petreceți cu noi, a fost un enlightenment, a fost un moment de reținem fraza care este mai importantă, să gestionăm memoria și felul în care trebuie să gândim, să privim la viitor, fără să uităm ce s-a petrecut în trecutul nostru. Ați menționat despre tăcerea intelectualității. Totuși, evident că
a fost și se vede o relație între regimul lui Antonescu și legionarism, pe de o parte. Se vede relația dintre creștinismul ortodox și legionarism. Și acum urmează întrebarea. Evident că s-a văzut în documentele și în scrierile lui Mircea Eliade o nuanță sau o formă de asociere cu legionarism. Și întrebarea este, desigur că nu numai a lui Mircea Eliade, dar au fost și alți autori, să zicem, bine cunoscuți, care au fost captați. Poate că vremea sau anii n-au fost chiar, să zică, dar întrebarea mea este, se vede o contribuție sau aport sau implicare în persecuția aceasta prin scrierile sau prin gândirea care mie mi s-a părut în anumite aspecte, în special la Mircea Eliade, o, să zic așa, un ultra-atașament față de doctrina ortodoxă și modul în care unele aspecte sunt prezentate de Mircea Eliade. Da, am înțeles întrebarea. Ce orientare politică avea Mircea Eliade, știm foarte bine, există și o monografie a lui Florin Țurcanu despre el. Părerea mea este că Eliade deci, n-a avut în epocă influența, autoritatea și importanța pe care noi o dăm astăzi. Pentru această chestiune a identității român-ortodox, a combaterii a tot ceea ce este neortodox și a uniformizării confesionale, numele mari, numele importante de intelectual român sunt altele, de vorba de Nae Ionescu, cel care a lansat teoria român-ortodox. Acum am văzut că și se coboară până la Eminescu cu această teorie și, într-adevăr, America există așa, da. Numai că Eminescu nu teoretizează cum face Nae Ionescu în articole întregi. Și asupra mișcării regionale, influență mare a avut Nae Ionescu. Un om de dreapta care a promovat această idee în anii 20-30 și care este la fel de folosit, poate mai folosit în argumentele celor care propun această excludere, această omogenizare confesională, este Nichifor Cainic. Părerea mea este că cei doi, Nae Ionescu și Nichifor Cainic, poate Nichifor Cainic mai des. Legionarii au luat și de la unul și de la celălalt. Oricum, ei sunt folosiți și pe teoriile lor, pentru că ei fac teoria, elemente de psihologie introduc, o chestie așa foarte complicată, foarte confuză, greu de pus așa într-o ecuație matematică, pentru că sunt lucruri care scapă. Deci, pe teoriile lor se constituie această persecuție. Intelectualii români au creat, deci aici este opera administrației formal, dar este opera inteligenției, a unei anumite părți a inteligenței române, în orice caz a părții majoritare a inteligenței române și cea mai reprezentativă. Un minus pentru confesiunile minoritare, și nu e vorba doar de cele, au fost și alte confesiuni ilegale care au spus, este faptul că au fost absente în epocă în discuția legată atunci de identitatea națională, de raportul identitate națională, identitate confesională. Cele trei culte n-au avut atunci intelectual care voci. Deci intelectual mari, niște voci publice. Nu înseamnă că mediile românești n-ar fi primit acești oameni. Eu sunt sigur că le-a fi primit din partea altor comunități etnice, religioase, așa, cu care administrația a avut probleme, în sensul că nu le-a acceptat, le-a limitat. Au fost
astfel de voci, parteneri egali în discuția vremii, și evreii, și armenii, și, știu eu, lipoveni, anumiți lipoveni, au avut și niște preoți care discutau de la egal la egal cu teologii pe ore. Cele trei culte însă nu au. Deci lipsa aceasta de inteligenție la vârf și implicată în cetate, în discuție, părerea mea este că a costat. Am două întrebări punctuale pentru dumneavoastră. Prima se leagă de baptiști și de obținerea statutului de cult religios. Ați amintit de situația diferită pe care au avut-o ei în perioada interbelică, preluând după 1918 moștenirea din Imperiul Austro-Ungar, unde 1895, dacă mi-aduc bine aminte, legea cultelor prin intermediul căruia li se acordă statutul de cult religios baptiștilor. Din ceea ce am cercetat eu, am observat faptul că în perioada interbelică, deci anterior momentului Antonescu, au existat mai multe discuții privind recunoașterea statutului de cult religios pentru baptiștii din întreg spațiul românesc, nu numai pentru cei din Transilvania, dar nu s-a concretizat acest lucru decât ce am văzut eu, un document face referire la momentul februarie 1940, deci cu scurt timp înainte de regimul Antonescu. Deci asta ar fi o întrebare. Aveți informații privind momentul în care ei reușesc să obțină statutul de cult religios la nivelul Regatului Român Unit? Asta ar fi una. Și, nu știu, poate legat de chestia asta, ce anume l-a determinat pe Carol al II-lea în februarie 40, deci înainte de începerea celui de-al doilea război mondial, să le acorde acest statut de cult religios, ținând cont că deja avea 7 ani de domnie, ca să zicem așa, din 10 ani din 30 din restaurația carlistă. Bun, și a doua întrebare punctuală. Ați amintit de decretul din decembrie 42, prin intermediul căruia asociațiile religioase au fost scoase în afara legii. Putem să legăm această decizie în politica religioasă de o situație politică, de modul în care mergea cel de-al doilea război mondial, de ceea ce se întâmpla pe front în decembrie 42? Există vreo legătură? Adică autoritățile au făcut o legătură cu ceea ce se întâmpla și au fost influențați în deciziile lor? Mulțumesc! Mulțumesc eu pentru întrebare. Prima întrebare, suntem în februarie 1940, când se recunoaște pentru, deci prin acea decizie ministerială a Ministerului Cultelor, da, statutul de cult pentru baptiștii din întreaga țară. Nu regele a dat această decizie, este nu guvernul, nu parlamentul, este o decizie ministerială cu putere de rege. Deci regele nu are ce căuta în această explicație. Deci această decizie este rezultatul unui demers bine organizat de cultul, de conducerea cultului baptist. Și este și rezultatul unei părerea mea, unei conjuncturi fericite. Informația pe care o am aici este luată din cartea lui Alexa Popovici, pe care am confruntat-o
am informații de acolo, bogate, și cu tot ceea ce am găsit eu în arhivă, în documentele Ministerului Culturilor, care se ocupă de rezolvarea acestei probleme. Deci cum întoarcem, cum facem reversibil această... Deci cunoaștem cum s-a ajuns la o decizie și apoi cum această decizie a fost întoarsă cu 180 de grade. Deci suntem în laboratorul puterii. Ceea ce, deci, impresia mea și ceea ce afirmă Alexa Popovici este că a fost o conjunctură favorabilă, pentru că în 1937, în decembrie, parcă, sau noiembrie 37, a fost acea decizie ministerială care, de fapt, a scos în afara legii. Deci a fost una dintre persecuțiile cele mai teribile la adresa celor trei confesiuni, nu numai a baptiștilor. Și au fost niște intervenții la nivel din partea Organizației Baptiste Mondial, a fost Rușbroc, a fost în România și, mă rog, au fost discuții și cu Armand Călin. Armand în 38 deja, sau în 39 a fost discuția cu Armand. Deci au fost intervenții la nivel înalt, la primul ministru, la ministrul cultelor și chiar audiență la rege. Și atunci s-a luat decizia de a rescrie statutul cultului baptist și de a-l aproba atunci când el este într-o formă convenabilă. În februarie 1942, când a fost, deci prin acea decizie, ce s-a făcut de fapt? S-a aprobat statutul cultului creștin baptist din România. Deci, cultul devine lege. Prin asta, indirect, și acolo se spune că statutul se referă la toți baptiștii din România. Și prin asta, deci n-a fost o chestiune avocățească, am spune noi astăzi, pentru că ea a fost premeditată și de către cult, dar și Ministerul Cultelor știa că se face treaba asta și și-a dat în prealabil cu luni de zile acceptul. A fost și o minte luminată acolo, am pomenit pe istoricul Ionistor. Deci asta a fost în februarie. La câteva zile Biserica Ortodoxă Română a reacționat și atunci, chiar la câteva zile, oameni din categorie din linia a doua, a treia a Ministerului, de atunci gândesc să facem această decizie reversibilă. Deci a fost un proces foarte îndelungat și au trebuit 2 ani de zile administrației române, așa, să rezolve o problemă juridică foarte, foarte complicată, foarte încălcită, pentru că este o anumită procedură și cel puțin în ce privește legile României erau bine formulate atunci, pentru că erau făcute de oameni care știau să scrie legile și de-aia luat foarte mult. Niciodată n-a fost situația din România, s-a produs acum schimbarea Constituției și 37 de articole sunt neconstituționale. Niciun articol din proiectul de Constituție al României din 93 n-a fost constituțional și atunci era Curtea Constituțională, de exemplu. Așa. Deci asta a fost o conjunctură favorabilă în beneficiul cultului și al comunităților mici și al credincioșilor. Regele n-a fost implicat în conflictul acesta. În decembrie 42, deci eu nu cred că a fost decizia ce ține de o conjunctură politică internă sau internațională. Deci a fost în decembrie luată măsura aceasta, pentru că atunci s-a încheiat un proces destul de complicat. A început cu aprilie 42, de fapt, așa, și atunci s-a ajuns la formula acceptată și de Antonescu, și de Minister, și de Sfântul Sinod. Dacă Antonescu ar fi acceptat în august sau în octombrie, în octombrie s-ar fi dat. Oricum, frontul mergea bine atunci, deci nu. Și apoi, politica aceasta nu o putem lega de eventual faptul că în 1943-44 autoritățile devin puțin mai ponderate în ce privește persecuția la nivel local. Asta se leagă și de evoluția frontului și de perspectiva că România să piardă războiul și România să creeze guvernul român o situație inconfortabilă la conferința de pace din cauza evreilor și din cauza neoprotestanților și aici, în primul rând, din cauza baptiștilor. Pentru că au fost mesaje pe canale diplomatice, în primul rând,
lansate în guvernul român și recepționate, îndosariate și așa, din partea americanilor, mă rog, transmise prin legația SUE, prin